Pe 18 noiembrie, liberalii suceveni și-au lansat candidații la alegerile parlamentare în prezența președintelui PNL, Alina Gorghiu. Gazdele evenimentului au fost președintele Organizației Județene Suceava PNL, Gheorghe Flutur, și președintele Organizației Municipale Suceava, Ion Lungu. Pe scenă au urcat candidații de pe locurile considerate eligibile la Camera Deputaților, Ioan Bălan, Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu, Dumitru Mihălescu și Radu Sărugiu, și la Senat, Dan Cadariu și Steleana Miron, dar și un reprezentant al parlamentarilor PNL care nu mai candidează, prim vicepreședintele Dumitru Pardău. Bună seara, Suceava! Bună seara, România! Bună seara, PNL! Bună seara și bun venit la Suceava președintei Partidului Național Liberal, doamna Alina Gorghiu! Bine ați venit, doamna președinte, la Suceava! Bine ați venit în Bucovina! Salut prezența prietenului meu, șeful de campanie, primarul Aradului, Ghiță Falcă! Bun venit, Ghiță, la Suceava! Și mulțumesc foarte mult! Aveți aici echipa cu care plecăm la start. E puțin frig în sală, ne cerem noi scuze, dar vă promit că încălzim atmosfera și de aceea am să vă rog colegii să ia loc pe scaune, să-i salut pe cei care sunt prezenți în sală. Doamna președintă Gorghiu, să știți că avem aici în față una din cele mai puternice organizații ale Partidului Național Liberal. Și nu o spun doar eu ca președinte al acestei organizații, o spun procentele și rezultatele consecutive din mai multe alegeri locale și parlamentare și de aceea dați-mi voie să salut prietenii, colegii, camarazii din toate zonele județului Suceava prezenți în această seară la start pentru lansarea candidaților pentru Parlamentul României din 11 decembrie 2016. Dragi colegi, vă mulțumesc și bun venit la această întâlnire. Domnilor actuali și viitori parlamentari, astăzi este o zi importantă pentru Organizația Județeană a Partidului Național Liberal Suceava. Astăzi lansăm candidații pentru alegeri parlamentare în data de 11 decembrie. Așa cum spunea și domnul președinte, avem o echipă puternică la Suceava. Și noi aici, sigur, mizăm pe un scor cât mai mare, ne dorim, de ce nu, 6 deputați și 2 senatori și dați-mi voie să vă spun că avem potențial și resurse în acest sens. Spuneam că avem o echipă puternică, oameni care au, pe de o parte, activitate politic-parlamentare, alții noi. Cred că îndeplinim cerințele electoratului sau noile cerințe, ca cei care merg în Parlament să fie Parlamentul noit, să fie cât mai mulți noi. Și iată că 60% din candidații noștri nu au mai fost în Parlament. De asemenea, și mă refer la locurile eligibile, 30% sunt femei și haideți să aplaudăm aceste doamne care candidează pentru Parlamentul României. În afară de miza internă, este și o miză externă extrem de importantă de care noi trebuie să ținem cont. Aș vrea la final să-i le urez succes tuturor celor care candidează aici în fața mea, în fața dumneavoastră, să salut Siretul și zona Siret, fiindcă eu împreună cu domnul Serdenciuc o păstoresc așa cum putem și sperăm să fim fruntea la alegerile acestea în județul Suceava. Dacă Bucovina va fi pe primul loc, noi Siretul vom fi și noi în față. România înainte, cu domnul președinte Flutur, cu domnul Cioloș, cu doamna Alina Gheorghiu, România înainte, succes tuturor! Nici nu vreau să mă gândesc. Cu conducere liberală s-ar gândi vreun premier din acest anonim PSD să conducă. Ce-ar avea de câștigat județul Suceava? Nimic. L-au pedepsit, au pedepsit Bucovina și cu PSD-și la putere aici local au tăiat toate investițiile mari. De aceea eu cred că trebuie să explicăm oamenilor fără culoare politică, pragmatic, avem nevoie de marile investiții. Doamna președintă, am citit ieri că Uniunea Europeană și salut de aici, de la Suceava, ideea de a da viză liberă Ucrainei. Avem 300.000 de români în nordul Bucovinei. Și am auzit discuția care se poartă pentru viză liberă în spațiul european Ucrainei. Noi deja facem acțiuni cu frații noștri. Vrem să deschidem și am semnat proiecte transfrontaliere
pentru deschiderea 4 puncte de frontieră. La Vicov, la Ulma, la Izvoarele Sucevei, la Fântâna Albă cu Climăuț, pentru că am făcut această infrastructură, mai este puțin și vom deschide aceste frontiere. Și dacă vine și această veste a vizei libere cu România, înseamnă ceva. De aceea, urgența va fi să ne luptăm pentru drumul expres care leagă Siretul, Suceava de București, pe patru benzi, drum prins în masterplanul lui Dacian Cioloș. Sunt încântată să-i salut pe toți primarii din Suceava, pe toți consilierii județeni, locali, municipali și am să vă spun un lucru înainte de a vorbi de programul liberal de guvernare. Oameni buni, înainte de a vrea respect fiecare dintre noi, statul român este obligat să dea respectul cuvenit administrației locale. Statul român are obligația să vină cu salarii decente pentru tot ce înseamnă administrație locală dacă vrem să înlăturăm corupția și dacă vrem să performăm. Și vă spune un parlamentar care niciodată nu va pune egal între pensia specială a unui parlamentar și pensia de bun simț a unui om din România. Întotdeauna am spus că n-am nevoie de pensie specială, dar am spus că românii au nevoie de pensii decente. Colegii mei din spate vor fi cei care în prima lună de parlament vor trebui să renunțe la acele pensii speciale. Știți de ce insist pe acest aspect? Pentru că PSD nu visează decât privilegii, nu visează decât stipendii, nu visează decât bani în plus nemeritați. Ori vrem să fie același lucru pentru toată lumea, de la imunitate, la salarii, la pensii, ori vrem să avem categorii de privilegiați. Iar eu sunt în fruntea unui partid care nu acceptă privilegii și imunități.